În reportaj am aflat mai multe despre moda sau accesoriile feminine, dar cu invitata mea vorbesc despre recomandările pe care le dă bărbaților în acest sezon cald, ce trebuie să poarte, ne spune Alina Polobog, fashion blogger. Bună dimineața, Bună dimineața Alina! Alina. Bine v-am găsit. Vii cu niște recomandări pentru bărbați, noi mai rar vorbim despre ei. Toate că nu îi neglijăm niciodată. În prima parte a emisiunii, un permanent despre bărbați pentru bărbați vorbește. În cea de-a doua parte a emisiunii, noi venim cu recomandări de frumusețe, dar uite că de fiecare dată pentru ei. Azi, tu le acorzi mai multă atenție. 20 de minute vorbim doar despre ei. Bun, ne spui ce recomandări dai bărbaților în acest sezon sau marile case de modă ce recomandă în materie de modă, da, pentru bărbați, ce fel de culori se poartă, ce fel de stofe, încălțăminte. Exact. Dacă e să vorbim despre stilul unui bărbat, aici putem vorbi că ceea ce îmbracă, ce pune el pe el, înseamnă, reprezintă personalitatea lui, da? Deci aici putem vorbi despre anul 2016, că avem o varietate de culori. Deci aici bărbatul nu trebuie să-i fie frică să poarte haine în culori mai aprinse, să poarte, de exemplu, carouri, da, cu imprimeuri florale, păi, diferite. Anul ăsta, da? Ce se poartă? Imprimeurile, hai să ne oprim la costume. Da. Și la stofe și la culori. Exact. Erau într-o vreme costumele de bleu marin, erau albastru întunecat, ce mai erau? Știu că erau mai mult nuanțe de albastru. Acum ce se poartă? Carourile, alte nuanțe? Pentru că tot în fiecare sezon se schimbă moda, știm de asta. Exact. În anul 2016 la fel a rămas culoarea bleu marin în trend. Este, da, da, este o culoare care se poartă și arată bine și se poartă pentru că e ușor să o asortezi cu alte culori. Deci e o culoare versatilă. De asemenea se poartă culoarea bordeaux, la fel ușor de asortat, costumul alb. Dar în accesorii sau chiar bordeaux? Chiar și ținuta, și da. Deci poate fi, dar se recomandă să se poarte nu întreaga ținută într aceeași culoare, da? Să fie din două piese de diferite culori. De exemplu, sus poate fi un sacou de bleu marin, jos poate fi un pantalon negru sau un bordeaux sus și jos un pantalon negru sau o altă culoare care se asortează. De asemenea, adică se recomandă să fie costumul din două piese de culori diferite. Țesăturile la costum, deci trebuie să optați pentru un costum de calitate, deci poate fi de lână naturală, deci 100% pentru lână. Pentru vară, pentru sezonul? Pentru sezonul de vară, la fel este... Exact, deci de primăvară țesături mai finuțe, la fel din lână, deci sunt. De asemenea, se poartă țesături la costum, trebuie să, iarna, de exemplu, la fel se recomandă costumele din țesături deja mai groase, cum este lână, la fel 100%, catifeaua se poartă, dar iarna, la fel. Costumele de culoare alb. Deci albul este o culoare pentru un eveniment special, cum este nunta, la fel se recomandă vara să-l purtați sau iarna, de exemplu, da? Deci culoarea albă este așa un pic mai delicată și vorbește da, despre... Culoarea albă se poartă într-adevăr la evenimentele foarte speciale, da? Când vorbim de black tie, white tie, adică niște ținute speciale, niște ținute așa și mai... Aici la fel puteți să accesorizați, nu fie totul alb, da? Puteți să accesorizați cu nasturi, de exemplu, negru, cu un papion de altă culoare sau pantofi la fel, deci să nu fie contrastul, să fie doar alb, să fie un pic bine, de culoare. Bine, noi aici am vorbit mai mult despre ținutele foarte elegante, da? Am vorbit despre sacouri. Ce spui pentru cei care aleg un alt stil, casual, spre exemplu, așa mai spre sport, poate? Pentru sezonul primăvară-vară, la fel, se poartă shorts-ii. Pantalonii scurți în acest sezon, la fel puteți să purtați cu un tricou polo sau puteți să-l purtați cu o cămașă cu mâneci scurte sau puteți să optați pentru varianta de oficiu, la fel, deci se poartă pantalonii scurți la oficiu, însă trebuie să-l îmbrăcați cu un sacou. La fel, adică se poartă și șorții în acest an. Culorile care sunt? Sau rămân aceleași culori? Se poartă culorile aprinse. În special nu pentru sunt anul 2016. Culori, pentru că uneori, uite, chiar la bărbați este culoarea roz în modă și sunt mai multe haine de această culoare. Însă un roz pal să fie. Nu, eu doar întrebam, ziceam că în unele sezoane există în acest sezon, uite, o culoare specială pentru menta se mai purta acum câțiva ani. Se poartă...
Este o culoare specială pentru anul ăsta sau nu? Deci rămâne la fel negru, bleu marin, bordeaux, rămâne de exemplu deja din casual, dacă avem un portocaliu putem să-l stingem cu un bleu marin. Face un contrast frumos, este culoarea khaki, un măsliniu la fel, deci sunt culorile toate care sunt mai și aprinse și mai puțin, adică la fel, varietatea. În acest an în special se recomandă să fiți mai încrezuți și bărbații să fie mai încrezuți și să poarte culori mai aprinse. Deci anul ăsta e moda așa, adică a prezentat colecție cu culori foarte aprinse. Am înțeles. Încălțămintea. Ce spui tu? Adică ce recomandă marile case de modă, de fapt? Ce se poartă? Deci, sandale și ciorapi? Asta este cea mai mare greșeală. Deci, bun, hai că a fost o glumă. Da, vreau să ne spui. Despre greșeli vorbim, greșeli vestimentare vorbim un pic mai târziu. Okay. Ce recomandă pentru acest sezon în materie de încălțăminte? Varietatea la pantofi este foarte mare de să alegem, de exemplu, culorile. Asortările între culori la pantofi poate fi din diferite stofe, materiale, da? Deci poate fi din diferite... Deci important să purtăm la fel, să asortăm corect cu culorile care le avem în ținută. Bine, hai atunci vină cu regulile care ar trebui să le respectăm, să le respecte în special bărbații. Dacă poartă încălțămintea de culoare cafenie, da, sau negru, maron, nu știu, cum trebuie să fie restul vestimentației? Poartă aceeași culoare sau există alte reguli și șosetele de asemenea? În privința șosetelor, deci este o greșeală foarte mare, care din păcate la noi este des întâlnită, purtarea șosetelor albe cu pantofi sau cu mocasini. Deci ciorapii albi se poartă doar la sport, deci categoric nu la pantofi și la altceva. De asemenea, purtarea, cum ai zis, sandalelor cu ciorapi este o greșeală, o eroare foarte mare. Mocasini? Exact același lucru. Deci, pentru mocasin sunt ciorapei speciali care nu se văd. Exact. În privința pantofilor, asortarea curelei cu pantofi este la fel foarte importantă. Trebuie să fie din aceeași, în aceeași gamă de culoare și să fie exact în aceeași nuanță. Deci asta este foarte important. Culoarea marola... Și dacă, spre exemplu, costumul e negru și încălțămintea e maron, centura, de asemenea, culoarea trebuie să fie maro, da? Sau nu? Se recomandă, în general, la costum negru să se poartă o pereche de pantofi negri. La fel negri, da. În cazul în care aveți deja un culoare maro, în general, la pantofi, este foarte ușor să o asortați la orice ținută, pentru că este o culoare versatilă. La fel este și bleu marinul. Bine, pantofii maro se potrivesc cu ce fel de pantaloni, de exemplu, da? Cu... Și cu gri, cu albastru. Și cu albastru, și cu negru, cu negru mai puțin, dar dacă este un gri din ăsta închis, la fel, adică se potrivește. În general, în special, pantoful maro se potrivește și la casual, adică este ușor să-l asortezi, este o culoare versatilă. Despre greșeli, ce greșeli ai mai observat în vestimentația bărbaților de la noi? Ce nu trebuie să facă? Ce reguli ar trebui să respecte? Da? Pe exemplu, cămașa cu mâneca scurtă sau cămașa care nu se vede de sub sacou? Cum ar trebui să fie corect, de fapt? Cămașa cu mânecă scurtă, în special... Se poartă, în general, cămășile cu mânecă scurtă? Se poartă, însă depinde cum o asortezi, cu ce îmbraci. Dacă... Și unde? Pentru exact, că la evenimentele... La evenimente speciale, mai oficiale, deci nu e frumos să mergi, nu e etic. Adică nu se poartă cămașa cu mânecă scurtă sub sacou, în niciun caz. Ar trebui neapărat exact, să fie... Neapărat. De asemenea, deci, despre ce am observat eu, la fel, deci folosirea parfumurilor la bărbate să-mi fie exagerată, pentru că mult contează, chiar dacă te afli într-un, nu știu, într-o odaie și sunt mai mulți oameni, deci uneori poate provoca și dureri de cap, deci este lucru întâlnit la noi. De asemenea, ce ține de vestimentația, să începem de la sacou. Sacou trebuie să aranjeze perfect cât în față, la piept, la umeri și la brațe, da? Deci să începem cu regula numărul 1 la mâneci.
mânica cămeșii nu trebuie să se iasă cu un centimetru, maxim un centimetru jumate din mânica sacoului. Deci nu trebuie să iasă mai mult. Trebuie să iasă puțin, adică nu trebuie să iasă foarte mult, dar nici să lipsească. Nu se... Așa, exact. Trebuie să iasă un centimetru, un centimetru jumătate de sub sacou. Da? Exact. O altă regulă. Trebuie să luptăm pentru țesături de calitate superioară. Dacă sunteți un pic mai... sunt bărbați un pic mai atletici, se recomandă să poarte sacourile made to measure, să le facă la comandă, de exemplu, sau... deci, uneori, pentru bărbații care au un pic formele mai atletice, deci un pic sacou nu se aranjează sau în față sau în spate. Pentru asta există diferite reguli, modalități pentru a lărgi un pic, anume ca să se aranjeze perfect. Este important ca sacoul să se privească la patru ace, pentru că este bine. Așa. De asemenea, dacă să vorbim despre cămașă, deci cămașa trebuie să fie neapărat din țesături naturale, din bumbac, să fie potrivită sezonului. Deci dacă este vară, să optăm pentru țesături mai subțiri, mai legere, da? pentru piele. Despre pantaloni, dacă vorbim despre pantaloni, aici dacă bărbații vor să pară mai înalți un pic, pot să opteze pentru o pereche de pantaloni cu talie înaltă. Astfel lungesc un pic picioarele, vizual. Da, vizual. De asemenea, lungimea pantalonilor este importantă pentru că mulți sau pantaloni sunt sau prea lungi sau prea scurți. Deci pantalonul trebuie să se finiseze exact unde începe tocul pantofului, până acolo. Și nu trebuie să formezi mai mult de un falț sau maxim două jos. De asemenea, despre pensie, putem să vorbim dacă omul... Spune mai întâi ce sunt pensiile, pentru că pensiile sunt dungile astea care vin de sus, de aici, da? Dacă omul este bărbat, este mai atletic, la fel se recomandă să poartă pantaloni fără pensie, pentru că se scoate în evidență formele și să nu pară prea masiv atunci când îmbracă niște pantaloni cu pensie, pentru că pensiile sunt de obicei mai eleganță și, da, și eleganță, da, exact, deci mai voluminoase par. Vreau să ne spui despre șosete. Șosetele trebuie să fie de o lungime, da? Când pune picior peste picior, ce reguli mai sunt? La șosete trebuie să opteze pentru o pereche de șosete cât mai lungi. Dacă sunt, da, exact. Pentru că atunci când te așezi, să nu se vadă piele piciorului, pentru că este inestetic și picioarele frumoase și păroase ale bărbaților nu trebuie să le vadă toată lumea. Exact. Se recomandă și să poarte bărbații niște ciorapi un pic mai deosebiți, cu imprimeuri, de exemplu, sau cu... Bun, asta într-un, dacă alegi un stil casual, evident, da. Dacă este deci un stil clasic, să opteze pentru originalitate un pic, pentru că toți poartă alb, negru sau negru-alb, atât. Vreau să vorbim un pic despre black tie și white tie, să ne spun ce sunt astea, când se poartă, unde se poartă, care sunt regulile de bază. Deci black tie, aici putem vorbi despre faptul că este important să știe bărbații unde și cum să se îmbrace corect. Deci la asta puțin atrag atenția, din păcate, la noi. Dacă este vorba de o nuntă, de un eveniment special, aici trebuie să opteze pentru un costum smoking, de exemplu, sau cu cravată sau cu un papion. Deci să fie costumul, sau poate fi un costum din trei piese, aici vorbim despre... No, dar să spunem, black tie este costumul negru. Smoking, exact. Așa. Da, aici la fel. Și se poartă la evenimente speciale, cum ar fi nunțile, cum ar fi ceremoniile speciale. White tie este mai elegant decât costumul negru și se poartă la recepțiile, să nu zicem egale, pentru că nu toată lumea are ocazia să meargă la astfel de, exact, de recepții, dar oricum este, adică cu un pas mai sus decât black tie, poți să-l porți la practic orice tip de eveniment. Nu e cocktail, adică nu e, dar totuși se recomandă pentru evenimente speciale. Exact. Da. Regulile, care sunt regulile? Costumul, de fapt, se poartă acel frac, da? Sau se poartă sacoul negru? Se poartă sacoul negru, e sigur, smokingul. Aici este bine să știm o regulă importantă la asemenea evenimente. Când bărbatul se așează, este important să descheie nasturile la sacou. Când se ridică, trebuie să-l încheie. Deci este foarte important. Chiar dacă sunt doi nasturi?
Dacă sunt doi nasturi, se încheie doar nasturile de sus. Sau dacă este un sacou... E foarte important că nu toți știu. Sau dacă este un sacou cu două rânduri de nasturi, se poartă întotdeauna încheiat. Deci nu se poartă niciodată deschet. Sacoul cu două rânduri de nasturi. Deci la fel este o regulă importantă. Se poartă mai puțin sacoul cu două rânduri de nasturi, dar este foarte elegant și mie, de exemplu, îmi place enorm. Așa. Sacoul ăsta. Mai ai alte recomandări la aceste două tipuri mai speciale? Pentru că în rest noi știu bărbații cum trebuie să se îmbrace atunci când e vorba de casual, când e vorba de sport. Dar anume, pentru ocaziile speciale există alte reguli? Spre exemplu, nu se poartă niciun caz, nu știu, cravata cu altceva sau... Da, mai sunt momente când se poartă curelele, da? De la bretelele cu cureaua. Deci la fel este o greșeală foarte mare. Deci au aceeași funcție, pentru că susțin pantalonii, da? Să nu cadă. De asemenea... Adică dacă purtăm bretele, nu purtăm curea și invers. Exact. Dacă este prezentă cureaua, înseamnă că renunțăm la bretele. Exact. De asemenea, putem vorbi despre accesorii. Deci nu trebuie să exagereze cu accesorii la astfel de evenimente. Deci un ceas elegant, un papion sau un perechi de pantofi aleși corect este cea mai bună variantă. Deci nu trebuie să exagereze cu diferite accesorii multe și sau o brățară la fel foarte elegantă, subțire pentru astfel de evenimente este binevenită. De asemenea, putem vorbi și despre cravată. Deci, cravata nu trebuie să fie mai lungă sau să fie mai jos de centură, deci trebuie să ajungă până la curea. Sau poți să opteze pentru o variantă un pic mai scurtă. Se optează mai mult pentru 2016, pentru cravatele un pic mai subțiri și să nu fie mai groase decât reverul sacoului. Și reverul ce este? Gulerul? Deci, da, aici. Care merge la sacou. Adică se poartă în acest sezon cravatele subțiri. Mai slim, însă în dependență de reverul sacou. Dacă este un pic mai gros, deci poate fi. Deci stilul ăsta este un pic mai modern, deci mai slim. În privința papioanelor, la fel trebuie să fie alese. Sunt o varietate mare acum de papioane pentru sacou, pentru costum casual, la fel poți opta pentru culori diferite, să dai o pată de culoare. De asemenea, despre accesorii, dacă vorbim la un costum de la evenimente speciale, batista, deci este o regulă foarte importantă, batista nu trebuie să se asorteze cu cravata. Nu? Nu. Deci anul ăsta, în general, și anul trecut, nu se mai accesorizează, deci pot fi din nuanțe diferite. Deci nu este neapărat și nu este... Deci chiar nu e bine să purtați, trebuie să fie din diferite stofe. Diferite stofe, diferite culori. Bun. Exact. Mai sunt ce alte recomandări pentru bărbați, așa ca o concluzie? Da, deci vreau să zic și despre faptul că mulți folosesc în exces gelul pentru păr. Deci la fel, care strică din toată... Din imaginea unui bărbat. Da. Deci sunt foarte multe modalități de a și aranja părul cu spray speciale diferite pentru a evita excesul ăsta să se vadă pe păr. Deci să fie foarte... Vreau ca bărbații noștri să atragă mare atenție asupra stilului vestimentar, pentru că să arăți bine nu este necesar să... Nu știu ce reguli să... Nu e neapărat nevoie să ai foarte, foarte mulți bani. Important să știi regulile de bază, să nu greșești, dar și să nu faci excese, pentru că tot ce este prea mult nu e bine. Exact. Bun, Alina, îți mulțumesc tare mult. Mi-a plăcut mult să vorbesc cu tine, așa că eu sper că telespectatorii noștri de azi înainte să aibă parte mai des de recomandările tale. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc și eu ție. O zi bună.